Am găsit la o nouă întâlnire alături de profesorul Andrei Marga, Bună ziua, domnule profesor. Ziua. Am mai discutat, vom mai discuta, pare să de multe ori de acum înainte, despre justiție, despre corupție. În despre uh, de societăți asta. democratice, justiția Și regrează este societatea. Este o confuzie, domnule ministru, da. pentru că este o confuzie totală, este o viață da. totală. Da. De ce? Că și ceața ține cât ține la un moment dat și se Confuzie înseamnă confundarea de unghiuri de vedere, de cunoștințe, de date, de unde vine la noi. Unul vine sigur din aceea că se discută public prea puțin aceste chestiuni ale justiției, de pildă. În spun public, mă gândesc la reviste, și de cultură, dacă vrem, la cotidiene. Se discută mai mult evenimential. Ce s-a mai întâmplat? Cine ce-a declarat? Ori trebuie venit la o discuție mai serioasă despre justiție. De ce e justiția în general în discuție? Pentru că în democrație acesta e mecanismul de autoreglare a societății. Acesta este, pot, pot detalia, dar nu, nu, nu e cazul. Uh, mai departe, sigur, este și o uh, confuzie, o spun cu toată răspunderea, întreținută în societate. De pildă, confuzia între ideea de justiție, care e sublimă, desigur, și niciun om rezonabil, rațional, nu contestă că justiția e vitală pentru o societate. Dar se confundă justiția cu justiția care se face. Ori, ar fi bine să avem o justiție bună, dar până acolo mai avem încă, mai avem din multe motive pe care poate că avem timpul să le, uh, să le evocăm. Uh, mai departe, sigur, uh, la noi uh, e o confuzie între stat de drept, stat de drept, să spunem limpede, era sau măcar era pretenția de drept și la Hitler și la Mussolini, exemplele cele mai, cum să zic, mai răufamate. Uh, noi luptăm pentru stat de drept democratic, pentru că stat de drept, statul de drept se impune oricum, deci statul are mijloace să-și impună regulile până la urmă. Dar, noi, dar, noi, -o democrație, dar nu? noi vrem un stat de drept democratic, adică bazat pe libertăți și drepturi ale individului, bazat pe tripartiția puterilor bazat pe suveranitatea legii în litigi și mai departe. Sunt multe componente aici în joc. Tot ce ați enumerat... Mai departe și mai, mai adaug încă un element, poate că odată o să avem o discuție pe o problemă mai specială, dar care la noi în cultură nu s-a tratat vreodată cu toată extensiunea, relația între legalitate și legitimitate. Vedem bine. Acum sunt tot felul de procurori nu vreau să-i acuz pe toți, vai de mine, sunt și oameni admirabili printre ei, dar totuși o mare parte nu sunt pregătiți și fac o confuzie gravă. Ei invocă legalitatea, ei citesc legile cum cred ei, ce ce o discuție, cum citește o lege, dar ei nu ignoră faptul că legile trebuie să aibă o legitimitate. Uh, mai e un aspect. La noi, procurorii, vor să participe la formarea legilor. Vedem și de ul vorbește, ceea ce e o aberație completă juridic vorbind. Vorbește de legi, critică legile, Or, să ne înțelegem. Uh, a spus-o un om care are importanță astăzi, Donald Trump. Domnilor, legile nu le fac nici procurorii. Nici judecătorii, nici măcar în sala de judecate. Legile sunt făcute. Atenție. Și doar or, trebuie or, aplicate. Ori or, acești procurori, care nu înțeleg ei, de două ori ignoră legitimitatea. Trebuie legitimitate pentru legi și, doi, trebuie legitimitate pentru a te pronunța asupra legilor. Când ești procuror, te ocupi de aplicarea legilor. E altă treabă a altora. Deci pot să vă dau și alte exemple. Și bineînțeles, de instru. confuzie. Unde, unde este scurt circuitat tot acest sistem? Pentru că e un scurt circuit, alimentat, nealimentat, există, îl bon. vedem cu toții, îl simțim, este aproape cât de cât palpabil și nu, nici cum nu ieșim din acest cerc vicios. Da. Uh, problemele încep de la uh, conceperea, să spunem așa, corupției. La noi se spune că e lupta contra pentru combaterea corupției, lupta contra corupției. 1. Nici cei care aplică lupta contra corupției și pot să dau exemple de la de sus până jos, nu știu ce e corupția. Corupția are o discuție internațională. Trebuie să spun direct și Polonia și Ungaria au studii excelente despre corupție și Cehia excelente și se aplică fără mare tam-tam, se aplică concluziile. Ori aici nici decidenții nu știu la noi ce este corupția, nota bene. Cred că suntem doi, trei... Da Dați-ne dumneavoastră o explicație, o definiție. De corupția, ce este corupția? corupția înseamnă a folosi o funcție publică pentru avantaje personale dincolo de salar, dincolo de remunerație. Aceasta e corupție. E definiția băncii mondiale, de fapt. Nici nu am inventat ceva. Și dumneavoastră să credeți că cei care aplică legea la ora actuală la noi nu cunosc această definiție? Sau nu, vor să Nici nu o cunosc, nici nu. Nu citesc. Hai să fim clari. Acum vă spun o chestie cam, cam ne neobișnuită. Nu se citește. Din păcate, vezi și lor de poziție de sus până jos, nu se citește, dar se vorbește. Ori acesta este foarte neplăcut. Aseară chiar a spus un om... Da, se preia câte o idee, unul de la Bun, celălalt... Aia e Bun. Deci corupția, spuneam. Nu se știe ce corupția. Doi. Cine concepe corupție, lupta contra corupției ca politică centrală, reușește să extindă corupția. România va fi, o să vedem în timp, adevărurile nu pot fi reprimate, adevărurile vin, România va fi un exemplu clar de luptă contra corupției care a sporit corupția. Pentru că Mai e, 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 e o teoremă foarte simplă, și anume, dacă politica unei țări are în centru lupta contra corupției și nu face altceva pentru cetățeni, nu poate stârpi corupția. Corupția nu se Cred strâpă, că Ungaria a depășit deja acest nivel de corupție la ora la care discutăm, în care se află România. Asta doar așa, în paranteză, vă spun. Nu, nu știu situațiile, de statistice. Corupția este am văzut și niște studii Bine, în. acum, încă o perioadă. dată, trebuie văzut ce trebuie văzut ce, ce discutăm când discutăm de corupție. Eu v-am evocat definiția băncii mondiale și eu -am care dus este linie. care, -am care dus este și practică. De acolo am dar să luăm să luăm un exemplu foarte banal care nu se ia la noi, nu. La noi ci că se luptă contra corupției, dar se luptă contra corupției, adică contra inșilor care ar putea fi concurenții politici ai celor care au putere. Ei, asta e asta deja un alt uh, alt capitol. Bun, asta este un aspect, or să luăm o instituție, care vreți dumneavoastră, din Cluj, dacă vreți din Transilvania, dacă vreți din România, poate spune cineva că în acea instituție, cel care are funcție publică mai mare, nu și-a favorizat într-un fel sau altul propria situație sau situația acoliților? Nu se poate spune. Deci aici e corupția, să spunem mai direct, putem intra în detalii, nu numai cea mare care e vizată cum e la noi, dar aici cea mijlocie, cea mică, care sunt Fr. foarte peneace. Dar astfel de situații există în Franța, în Germania, sigur, în Marea Britanie. Sigur, sigur, Și? Sigur și... Ce se întâmplă acolo? Acolo. Sunt legi mai bune, deci sunt legi elaborate încât ele totuși țin sub control. Să luăm exemplu acesta, îl dau mereu. În Germania nu poate un profesor universitar să-și numească succesor nici măcar asistentul. Acela trebuie să meargă prin, prin lege, deci nu poate. A, să-și numească fiul, fica, nepoata, socra în catedră? La noi e sport. Acolo nu e posibil. Deci, acolo... Se merge pe încredere la noi. E, încredere. <laughs> Se merge pe altceva. Încerc să gândesc cu capul altuia. Da, înțeleg, înțeleg. Deci, unu, acolo sunt legi care totuși țin, țin sub control aceste treburi. Uh, mai departe, sigur... <clears throat> acolo. Guvernările concep mereu politici largi pentru largi categorii de populație. Ori la noi vedem bine politica, dacă luăm ziarele din ultimele două luni și încercăm, presupunând că venim de pe lună, presupunând că venim de pe lună și ne întrebăm ce discută ăștia în țara asta, păi vom vedea că politica centrală e corupția sau necorupția. Domnilor, încă o dată o spun, e o teoremă care din păcate se va adeveri dramatic în cazul României. Cine pune lupta contra corupției, politică centrală, va spori corupția și se împiedică singur, ca să Cei fim așa. Care care luptă împotriva corupției, da. la cel mai Acum, a, nivel, a doua. ei spun că fac un foarte mare bine acestei țări. Dar nu au cum să facă că bine. Vor să curețe, vor să asaneze tot ce înseamnă dar nu, dar nu -a... rău, da, tot ce înseamnă... De acord. Și dumneavoastră un, ați auzit, domnule un, ministru, toate da, De acord, nu da, asta nu înseamnă să-i credem. Unu, să ne uităm bine. Cei care se dau și internațional campioni lupte anticorupție din România sunt mai corupți decât ceilalți. Să ne uităm bine care este ruta lor, să ne uităm bine ce este legat de ei. Deci nu e, nu e simplu. Eu sunt de acord să luptăm contra corupției, bineînțeles, asta trebuie, trebuie asanată societatea românească, nota bine. Ne facem o iluzie. Societatea românească a fost cea mai coruptă socotită în analize britanice din anii 30. Poate nu e adevărat, habar n-am. Și atunci, prin da. tradiție... Nu, nu numai prin tradiție, dar se lucrează prea puțin. Nu există tradiții în materie, după părerea mea. Popoarele sunt de la fel, doar că le conduc ei mai mult sau mai puțin calificați cu instituții, cu, instituții, cu instituții mai bine sau mai rău <coughs> uh, formate. Dar uh, trebuie date lege. Până nu dai legi, nu poți stârpi corupția, nu, pot, nu poți reduce. Repet, la noi lupta contra corupției e, e o folosire de măciuci ca să elimine adversari politici, ori trebuie mers mai în profunzime. Asta este argumentația mea. M-am simplificat Nu mult. Când va ține treaba aceasta cu măciuca? Așa cum merge până când populația zice stop. Până când populația iese și spune undeva, în piețe, de ce nu, dacă e nevoie, spune gata, terminăm cu acest lucru. Păi, deocamdată, domnule ministru, iese populația din când în când, mă rog, no, populația a convocat, mă rog, Un altceva. număr de, unii zic 10.000, 20.000, hai 50.000 și spun invers. Spune, Bine, da, trebuie dar, să când, rămână. dar când iese populația... Lupta anticorupție când, când este e, foarte bună. Lupta anticorupție e necesară, dar... Conducătorul acestei dar, instituții dar ea, este dar ea, în top. Dar ea trebuie regândită. Acum, să ne înțelegem. Poți să fii sau nu... O păre, pot să ai o părere sau altă de justiție. Dar ce s-a întâmplat este în procuraturi, ce spune la Ploiești, încă n-a început uh, dezvoltarea la Oradea, încă n-a început la Bacău, încă n-a început în multe locuri, când începe dezvoltarea, când oamenii vor începe să vorbească și victimele, dar numai victimele, și procurorii când vor începe să vorbească. Ei au început că să vorbească, că vedeți, 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 că vedeți, în mint, vedeți, judecătorii spun că deja ei vor să ia distanță de procesoriile sunt contrafăcute. Așa se spune. Voilà, asta e justiție? Așa se spune. Că orice se poate face. Păi, chiar și discuția noastră din acuma, acest platou nu, poate fi contrafăcută. Noi să spuneți alb și noi pe post o să dăm negru. P eu, eu, eu sper că sunt oameni care nu vor să contrafacă și luăm în serios contrafacerile care s-au făcut. Adică, peste toate, aceasta e o problemă. Acum, mai trebuie spus, m-ați întrebat de unde sus a confuz. Sacul vine din instituțiile române. Instituțiile sunt. Construite în baza Constituției, dar Constituția, care e ca orice Constituție din, din această zonă a Europei, aproape ca orice Constituție, cu mici diferențe. Nu e Constituția de vină, dar ea nu a putut prevedea și reaua credință, ce se întâmplă când e rea credință, ce se întâmplă când e lipsa de calificare în domeniu. Ori să luăm câteva exemple, nu? Constituția României spune, președintele semnează prim-ministru, prim numai în România e o mare circ numirea primului ministru. Ca și cum aceasta e un capriciu al președintelui. Nu! Numirea decurge logic, dacă vrem cu o anumită necesitate, din majoritatea parlamentară. Majoritatea hotărăște și prim-ministru. Mai, mai departe. Doi. Dar acestea doi. sunt stipulate doi. în doi. Păi stipulat, dar nu se respectă. Da. Păi, păi, se forțează, asta vreau să spun. Da. Da, da, da. doi numirea acestor șefi, procuratură, servicii secrete cu tare, să ne înțelegem. În sfârșit, ieri, Curtea Constituțională a spus clar rolul președintelui ceremonial nu este de altă natură. A desemna aici are înțelesul de semnat actul final. Așa e și în alte țări. Nu e nicio problemă. Ori aici la noi se abuzează președintele trebuie să fie actor. Nu trebuie să fie actor. Nu trebuie deloc să fie actor. El trebuie să fie președinte. Atât îi dă Constituția. Pot să vă dau și alte exemple, nu? Păi aici atunci Că... se merge pe analiza textului Constituției, așa cum a spus și dumneavoastră. Cineva ar trebui să vină cu o soluție, <coughs> soluția... din afară, dinăutru, dar Uh, soluția va soluția a dat-o explicit ieri Curtea Constituțională. Mă mândresc, dacă vreți, că atunci când am fost ministru de externe, am spus-o clar într-un text, e publicat chiar în volum din 2012. Și am la Parlament. Domnilor, trebuie să ieșim din această Președintele nu, este, nu face politica externă. Politica externă o face guvernul prin Constituție. A președintele reprezintă statul. Asta ce înseamnă? Dacă se încheie un acord de guvern sau de către minister, el trebuie să fie informat și trebuie să. Deci, atenție. Deci, de aici începe uh, sursa de confuzii. Mai adăugăm un fapt, trebuie să o spunem cu tristețe. Președinții -au, nu au nicio realizare și atunci ei. Se repet, să mănuiască instrumentul, măciucile, justiție, servicii secrete, să se mânuiască. Aceasta este foarte trist. E, la noi. E trist. e trist că România vine din nou în această situație, adusă de niște persoane, pentru că, repet în o românii sunt ca toți ceilalți. Probabil acest crescendo la președinte, vorbesc despre țara noastră, se datorează și faptului că se apropie către final de mandat și către început de campanie sau deja nu, campanie? Nu, discut mandatul. Cred, nu, discut, nu știu. Nu, dar ce se întâmplă? Nu sunt realizările mandatului. Nefiind realizările mandatului... Dumneavoastră, la ce fel de realizări v-ați fi așteptat, domnule ministru, din partea președintelui, actual? Uh, sigur. Era, Măcar două, trei, dar uh, er, er, era, era o problemă urgentă pentru România, infrastructura. Trebuia să o lanseze. Încă la, în România... Nu, și președintele spune că, că nu, nu ține de păi, o Nu, nu. No, no când ești președinte, atunci ai instrumente să discuți. Nimeni nu spune să impui, că aici e problema. Un președinte trebuie să fie cooperant. El nu trebuie să fie dictator sau trebuie să fie șef. sau trebuie. Vedeți, la noi e fascinația asta. Să fie șef al statului. Ei nu-și dau seama că șef al statului e formula lui Mussolini. Păi, iar revenim acolo. Au mai fost seduți de asta. A, a spus-o și uh, domnul Băsescu. Uh, de păi, mai multe păi, ori. Păi, dacă a spus-o Băsescu, nu înseamnă că nu vine de acolo. Da. Uh, mai departe. Uh, uh, infrastructura. Uh, mai departe, chiar aceste chestiuni. Decentralizarea României. Decentralizarea instituțională a României este obligatorie dacă vrem o societate. Oare toate acestea n-ar trebui să fie înglobate într-un proiect de țară? Proiect, că tot de proiect uh, personal, de țară. nu sunt pentru un proiect de țară. Sunt pentru multe proiecte de țară. Într-un proiect de țară, Orice partid care se respectă, trebuie să aibă o reg... Da, Da, dar președintele putea să stea. Stim... Adică, spus mai simplu, președintele trebuie să stimuleze pluralismul politic. El a venit cu teze greșite, guvernul meu. Nu există guvernul meu, nici nici, a chiar, fost probabil o nici, a președintele nici chiar președintele Truman, care e șeful guvernului american, el nu spune că e guvernul meu, spune că e administrația mea, spune de o formulă mult mai elegantă. Da. Deci pluralismul trebuia să îl sprijine. Să mai departe, trebuia exact acest lucru. S-a văzut că justiția, lupta anticorupție, au derapat în România. Trebuia să schimbe atunci șefii și să încerce o reșapare, o refacere a legislației, pentru că legislația noastră nu merge. Această formulă cu procurori ridicați la rang de magistrați nu dă rezultate. Noi ne putem agăța de faptul că și niște formulări din Franța sună cam așa, dar atenție, în Franța procurorii sunt sub autoritatea Ministrului de, inter... de Justiție categoric, doi magistrații în Franța sunt executori, justiție independentă, dar ei nu spun nici de cum că trebuie să facă legalitate fără legitimitate. Deci sunt diferențe, chiar dacă nu, că știu, am avut discuțiile astea, unii spun că, domnule, și acolo nu, 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 atenție, e complet diferit sistemul. Ori aici, dacă răspund la întrebare, președintele trebuie să angajeze, angajeze reformele încât să normalizăm sistemul din, din România. Păi așa cum vă ascult, Uh, Pare să că este un, uh, un, fel de, un război comunicațional Fiecare cu comunicațiile lui Adică președinția vede într-un fel uh, DNA-ul în alt fel uh, Ministerul Justiției Deci fiecare cu o Bun, acum, uh, un PR și cu o comunicare da. proprie uh, uh, undeva, Factorii undeva? politici trebuie să aibă proiecte pentru țară nu doar lupta anticorupție. Cine, am mai spus-o mereu și o spun obseda, obsesiv, dacă vreți. Cine luptă doar contra corupției, nu luptă și contra subdezvoltării, nu luptă contra inculturii, nu luptă contra proastei educații, acela eșuează. Lupt, o societate care luptă doar contra corupției, eșuează. Mai dau un exemplu. La noi se concepe, foarte bine ați observat, totul ca o luptă între grupuri. Ori, atenție, democrația nu e posibilă când e doar luptă. E o teoremă veche, cred că... Dacă, Dar dumneavoastră credeți dacă că dacă se mai ia și dacă... o pauză din când în când să, să se Uh, păi, lucruri, se iau să pauze, se regrupeze? Se iau pauze de genul tăiatul porcului la uh, uh, capii de la serviciile secrete și nesecrete? Păi uh, asta nu nu-i e nu cooperare, să ne înțelegem. Deci sunt confuzii Aplicați foarte grave. Aplicat morul dramaturgic, foarte, <laughs> foarte tăios și foarte bine deci, la momentul deci, oportun. Bine, acum mai trebuie spus un lucru, eu o să o spun cu toată uh, răspunderea. România a părăsit meritocrația, ea așa aduce în fruntea instituțiilor mereu oameni de mâna a treia, mâna a patra, mâna a șaptea. E, dacă n-ar fi alți oameni, de acord. Ori știu bine, acum au știut și prin forța activităților pe care le-am avut, sunt oameni valoroși, care acum stau deoparte sau sunt puși deoparte. Ori, ori nu se poate face. Thomas Mann a spus-o, a spus-o stondal deja. Cu oameni de mâna a treia nu face o societate. Foarte multă lume spune că, de fapt, România este condusă ca și alte țări din, de pe alte continente de către servicii. Și probabil ce a spus și dumneavoastră, domnule ministru, vis-a-vis -vis de președintele actual al României, dacă stăm și ne gândim uh, un președinte al României, el, la un moment dat a spus că am fost uh, învinși de către servicii. Poate că de atunci dă nu e treaba aceasta și le, le puțin jenă, frică de Acum, sigur, a se atinge de uh, aceste servicii. Președintele care a spus aceasta știa despre ce e vorba. Și cred că am fost foarte onest când Și spus da, dar politic el era pe ideea de a normaliza sistemul juridic din România. Că nu a avut timp sau nu a avut toate ideile, asta e o altă discuție. Dar asta ține de natura umană a fiecăruia. Niciunul nu putem face, putem face totul. Din cel nu putea ca și oricare suntem. dar, să o spun foarte direct, rolul Serviciul Secrete este supradimensionat în România. Notabene, România are Servici secrete mai multe ca orice democrație europeană, are angajați mai mulți pe cap de locuit, pe la mia de locuitori sau de, de, de mă rog, ori asta nu merge, se văd se efecte. Este condusă A, România de serviciile secrete? Eu aș spune următorul lucru, e prea mare rolul serviciilor secrete, adică ele s-au băgat în lucruri care nu țin de ele. Și se mai poate reveni, se mai poate reface ceva? Se, se poate, mai... dar numai prin Parlament. Numai că Parlamentul, vedem bine, e blocat. Blocat de două lucruri. Și acolo s-au infiltrat servicii. Doi, se organizează, vorba dumneavoastră, pe stradă tot felul de inși care uh, strigă tot felul de lucruri care nu sunt chipzuite, dar le strigă. Și atunci uh, mai, se mai face o chestiune. Se aranjează imediat. Și acolo are vreun rol, se, vreun se... serviciu? Uh, nu se poate în piață nu fel. se poate, nu se poate înlătura această idee pentru motivul simplu că se văd lozincile se văd uh, mișcările pentru că toate anchetele care s-au făcut în piață în legătură cu ce ce doriți Arată două lucruri. Unu, respectivii nu au idee precisă despre ce e vorba. Da, da vorbesc despre na. șefa DNA să rămână, na, na. Păi bond, să rămână bond, bond, pe Bun, dar nu au idee precisă în sensul că ei nu înțeleg nici sistemul instituțional. Dar nu au pregătire DNA... juridică, domnule pe nu trebuie să ai. DNA-ul este o direcție de minister. Dar sunt avocatul diavolului? D Am înțeles. DNA-ul este o direcție de minister. Ministrul de resort aici, al justiției, are dreptul să ia decizii. N-ai ce face. Așa e în toată lumea. Da. Mai ales când el are și atâtea argumente. Acum să ne înțelegem. A doua chestiune vreau să spun. Nici în piață nu s-a putut aduce vreun contraargument la legile justiției. Vreun precis, articolul X nu e bun și trebuie da. subscris. Acum, da. la cele 20 de puncte ale ministrului Toader, putem fi de acord sau cu, nu cu el, cu ritmul lui e o altă discuție dar nu s-a putut aduce un contraargument. Șefa DNA a încercat să demonteze. Păi, a încercat de la pas, pas A scupasa Acum, acum, vedeți, la noi în cultură, din păcate, din Hegel și din evoluția culturii s-a reținut faptul că poți mereu întoarce unghiul de vedere. De Dumneavoastră credeți că șefa DNA se gândește la Hegel în e, astfel de momente? nu, nu, dar ea are în cap o cultură de acest fel. Tot timpul poți găsi alt unghi de vedere, nu? Am văzut Uitați-vă bine, uitați-vă pe texte. Cei care îl atacă pe toader au o, o, o schemă. Aici e partea juridică care trebuie discutată și mută chestiunea Aici Era lent, a vorbit mult, n-a vorbit liber. Deci venim la chestiuni de stil, tot timpul la noi, chestiunile de, de substanță, la da, tot ce se... iar, iar, mai, iar apropo de, de ea, de această doamnă, să spunem clar, or. Ce se poate contraargumenta cu exemple? Doar că, de la Aristotel încoace se știe, exemplul nu e suficient ca să dărâme un argument. Și atunci vă întreb, înainte de a trece la lecturile de astăzi, credeți că șefa de în astfel de momente, în afară de Hegel, se gândește și la Aristotel? <laughs> Evident că nu se gândește. Dacă s-ar gândi, atunci ar lua o altă decizie. Vă rog să ne prezentați lecturile de astăzi. Altă decizie, da. Da. Uh, sigur, Uh, unul din cei mai buni juriști care e în viață este Bökenfeld, de un nume mai complicat. El uh, a fost președintele Curții Constituționale a Germaniei, dar nu numai că a fost. Vedeți, acești, au, acești oameni și au și reflexii. Oricum, are două reflexii. Unu, democrația nu va funcționa dacă nu o alimentăm cu resurse culturale. Trebuie o centură culturală, altfel nu va funcționa, spune el. Și al doilea argument, acesta e foarte practic. El a fost judecător, sub, chiar suprem. Ce domnule zice, cine nu are neliniște etică, să nu intre în decizii de justiție. Cine are neliniște etică vis-a-vis -vis de fiecare pas care îl face, acela să intre în justiție. Că, pentru că justiția nu e o chestie ușoară în care să ne, ne facem că nu vedem. Uh, o splendidă argumentare pe cele două idei. Președintele Curții Constituției a Italiei până de curând a fost Gustavo Zagrebelski, un profesor din Torino, control etica de la Verita, că am adus cartea lui împotriva eticii împotriva adevărului și el spune următorul lucru. Cine nu are dubii să nu caute să fie judecător și în general în justiție. Deci el spune control etica del dubio, de, del verita. El spune că trebuie să ai o îndoială, un dubio Vis-a-vis -vis de fiecare pas care îl faci, chiar dacă ai și probe zdrobitoare, trebuie mereu să te gândești, domnule, am legat bine -a lucrurile? momentul acela de... A, ai, am legat da, bine am lucrurile? N-am afectat unul. Vedeți că, apropo de și la noi, la noi se raportează de nea că 92 de oameni au fost arestați și după aceea uh, s-a văzut că nu-s vinovați. Bun, bun, uh, argumentul e copleșitor. Păi și unul, dacă a fost, e nedrept. Și, și ultima? Și ultima este chiar acum apărută de câteva luni, juridismus care arată clar două lucruri. Este Daniel Loic, este un om un, um în ascensiunea uh, juridică. Daniel Loic, juridismus în germană. Uh, el spune două lucruri. Unu, nu se poate asana justiția decât de câte forțele interne. Noi putem interveni din exterior, putem face scandal, putem aranja articole de presă oriunde, nu e nicio problemă în lume, dar ce facem în interior este chestiunea. Și a doua, trebuie ascultate vocile din interiorul țării și mai ales trebuie luate în seamă faptele pentru că justiția are realizări, dar are și eșecuri. Vă mulțumesc, domnule ministru, și pentru această analiză. În mod sigur vom mai discuta despre tot ce ține de lumea justiției. Eu voiam să mai... încheiem, da. În mod sigur, eu pot să pun un pariu cu dumneavoastră că vom mai continua sigur. aceste discuții. Mulțumim și dumneavoastră, dar și respectatori, pentru atenție. Toate cele bune, rămâneți alături de televiziunea română. La revedere!